Și pe bună dreptate, pentru că aceste două zile au fost cât se poate, bine, două zile care, cum să zic, s-au petrecut până acum și evenimentele care s-au petrecut până acum, în aceste trei conferințe la care am participat, au avut darul de a ne trezi și a scutura puțin cu informații și cu realități cotidiene. Descurajați de nivelul mare al șomajului în rândul populației tinere, de o economie globală care pare inactivă și căutând o cale de a crea impactul într-un job care contează pentru ei, din ce în ce mai mulți tineri aleg să îmbrace calea antreprenoriatului. Noile tehnologii, platformele de socializare, inovațiile din domeniul financiar redistribuie producția, consumul și cunoștințele peste tot și în tot globul. Astfel, barierele de intrare pentru noile afaceri în multe industrii nu au fost niciodată, spun specialiștii, atât de joase. Așa începe cea de-a patra conferință Business Days București, ce are ca temă viitorul antreprenoriatului, de la probleme actuale la provocările viitorului. Și înainte de a anunța primul vorbitor, aș vrea să vă reamintesc de vocea voastră, vocea privitorului, vocea clienților. Fiecare dintre cele patru conferințe au câte un link, au un QR code pe care îl aveți acolo în mapă și puteți să ne lăsați impresii cu privire atât la cu privire la vorbitorii pe care îi avem aici pe scenă, cât și cu privire la lucrurile care le-ați luat cu voi acasă, lucrurile care v-au inspirat eventual ce veți aplica de mâine în businessurile noastre. Pentru noi este foarte relevant acest feedback. Pentru că noi așa vrem să ducem la un alt nivel atât conferința Business Days, cât și businessurile și să motivăm businessurile din România să facă pasul la următorul nivel. Să nu uităm de top, deci să nu uite cei care sunt în sală să completeze acele formulare pentru a stabili un top 3, 4, 5 al celor mai buni speaker din conferința pe care tocmai o veți asculta. Da, bineînțeles, asta ne permite să avem și un top în timp real al speakerilor pe care avem invitați aici la conferințele Business Days. Apoi să nu uităm să ne bucurăm de ceea ce este în jurul nostru, motiv pentru care îi mulțumim Genovevei Hosu, chiar dacă nu este alături de noi, pentru designul și pentru faptul că este designer al Business Days și, bineînțeles, stării de confort emoționale pe care ne oferă florile aici prezente, puse la dispoziția noastră de către florăriile Cadou din Suflet și confortul pe care l-au speakerii și noi, acolo la masa de influență, care ne sunt puse la dispoziție de către Mobila Dalin. Și să nu uităm de acest cadru extraordinar pus la dispoziție de către Genoveva Hosu. Tocmai ce am spus, Baiu este altul. Care este designerul acesta. Business Days, Baiu este altul. Să vorbim despre cei care au posibilitatea să-și ia căști, pentru că, nu-i așa, exact. Traducerile sunt făcute de Champollion. Acolo, în căsuță. Căștile le luați din partea dreaptă de la băieții de la Sunet. Ce zici? Începem? Le mai spunem încă de aplicația MeetMe. Prin aplicația MeetMe vă puteți găsi foarte ușor parteneri de afaceri aici la Business Days. Aveți userul și parola aici. Puteți face selecție, stabili întâlniri în funcție de profilul partenerului dorit. Întâlnirile le puteți avea acolo în spate la zona dedicată și amenajată cu suportul partenerilor noștri. Și bineînțeles despre confortul pe care ne-l pun la dispoziție scaunele cu masaj, unde ne simțim ca într-un spa mobil într-un Opel Astra. Extraordinar. Un Opel Astra Extra, vrei să spui. Primul nostru vorbitor va fi Gabriel Biriș, este fondator al companiei Biriș Goran. Gabriel, considerat unul dintre cei mai buni lideri fiscali din România, fiind focusat pe toate aspectele legate de impozitare. Edițiile Chambers Europe, PLC, Witch Lawyer, în 2009 recunosc pentru prima dată reputația declarându-l singurul lider fiscal român. A primit recunoașterea de expert recomandat în taxe și fiscalitate 6 ani la rând de către Chambers Europe. Gabriel Biriș este unul dintre cei mai cunoscuți consultanți de fiscalitate din România. Lucrează în domeniul de 19 ani, perioadă în care a fost angajatul unor importante companii de consultanță care activează pe piața autohtonă, iar din anul 2007 a decis alături de alți trei parteneri să-și deschidă propria sa casă de avocatură. A absolvit Facultatea de Electrotehnică și Telecomunicații și Facultatea de Drept, iar în 2000 a devenit membru în Baroul București.
Gabriel Biriș este autorul a două cărți de referință în domeniul taxării și fiscalității din România, Despre fiscalitate și competitivitate și Despre fiscalitate și bun simț, numele celei de-a doua. Este de asemenea coautor al cărții Controverse în fiscalitate. De la valoare la valori, cu Gabriel Biriș. Bună ziua tuturor! Mulțumesc foarte mult în primul rând felicitări organizatorilor pentru evenimentul ăsta care devine din ce în ce mai mare și mai important, în special pentru voi, tinerii antreprenori. În al doilea rând le mulțumesc foarte mult pentru că m-au invitat și acum să încep să și vorbesc, o să vă vorbesc. Și mulțumesc foarte mult pentru, știam că mai trebuie să mulțumesc pentru ceva, pentru introducerea asta nemaipomenită. Mă flatează, suntem foarte mulți, să știți, însă foarte buni în fiscalitate, nu sunt, niciunul dintre noi nu este buricul pământului și e bine să știm lucrul ăsta în fiecare moment din viața noastră, să nu pierdem legătura cu realitatea. Astăzi, deși ne apropiem de sfârșitul anului și odată cu 1 ianuarie o să avem un nou cod fiscal și un nou cod de procedură fiscală și am avea destul de multe de discutat, probabil că o să discutăm și la, seminarul de după, o să vă vorbesc despre ceva care nu are de-a face cu fiscalitatea. Sau nu are fiscalitatea, nu e numai cu fiscalitatea. O să vă vorbesc despre încredere. Mai ales că foarte mulți dintre voi sunteți la început de drum. În antreprenoriat, în profesii. Încrederea este cel mai important activ pe care îl puteți crea, îl puteți avea și pe care îl puteți folosi în viața voastră viitoare. Încrederea se câștigă foarte greu și se pierde foarte ușor. Noi, în România, avem nevoie să restabilim încrederea în noi, să restabilim încrederea. Încrederea în forțele noastre, încrederea în partenerii noștri de afaceri, încrederea în oamenii de lângă noi, în prietenii noștri. De multe ori, de cele mai multe ori, plecăm de la premiza e greu, nu se poate, e imposibil. Știți de ce avem aceste gânduri? Lucrurile sunt complicate. Pentru că nu avem încredere în noi. Vă spun că din experiența mea mică, mare, vreo 20 de ani, una peste alta, sunt un fel de bunic al taxelor. Pentru că profesia de consultanță, profesia asta există de vreo 22-23 de ani. Eu sunt în ea de 21. În profesia mea și în viața mea profesională și mai târziu în partea de antreprenoriat, pentru că jumătate din cariera mea a fost în acumulare de know-how în firme internaționale de avocatură, de consultanță fiscală, de audit, și jumătatea cealaltă în birou pe care l-am deschis împreună cu partenerii mei. Întotdeauna am făcut ce am considerat că trebuie și că e bine să fie făcut. Dacă te gândești la, da, dacă fac asta, da, dacă se întâmplă celălalt, nu. Mergeți pe calea voastră. Mergeți pe calea în care voi credeți. Nu, lucrurile nu au cum să iasă rău dacă faceți lucrurile în care credeți și la care vă pricepeți. Dacă nu aveți încredere în voi, o să poate și avansați. Da, greu. Calea dreaptă e cea mai bună. Deci, în primul rând, încredere în noi. Încrederea în partenerii noștri de afaceri. Încrederea în, până la urmă, în stat, în autorități, care trebuie reconstruită. Încrederea în vedem zilele astea o discuție care nu face deloc bine încrederii. Legea cu darea în plată. Noi avem nevoie, inclusiv în, și din punctul ăsta de vedere, momentul este foarte important, pentru că, din păcate, ca urmare a unei tragedii,
începem să ne schimbăm. Începem să înțelegem că nu ne mai putem profila prin viață, că nu mai putem să ascundem mereu mizeria sub preș. Pentru că ajungem într-un moment în care mizeria ne explodează în față. Și vedem determinare în acest moment de a restabili încrederea. Vedem oameni din privat care au fost tot timpul în privat, care se alătură echipei guvernamentale pentru a face lucrurile cum trebuie, pentru a restabili, a da o direcție, direcția corectă. Vedem iarăși anumite evoluții, inclusiv în zona juridică a instanțelor. Vedem că instanțele din România sunt mult mai atente cu drepturile cetățenilor și ale contribuabililor. Dădeam exemplu mai devreme cu legea aceea. Nu face bine încrederii ca una din părți să nu-și ducă la capăt promisiunile. Aveți grijă în business-ul vostru, în activitatea voastră. Duceți-vă la capăt promisiunile. V-ați asumat o răspundere astăzi, chiar dacă mâine lucrurile au evoluat și poate nu v-ați mai asuma acea răspundere și mâine, trebuie să o ducem până la capăt. Nu putem să astăzi e albă, mâine e neagră. Pentru că știți ce se întâmplă în momentul ăla? Îți pierzi obrazul, îți pierzi credibilitatea și oamenii nu vor mai lucra cu tine. Îți pierzi creditul. Credit nu înseamnă numai bani. Credit înseamnă și onorabil, înseamnă dorința oamenilor de a face afaceri cu tine pentru că ești onorabil. Pentru că de cele mai multe ori între doi oameni onorabili e suficient o strângere de mână. Și asta vă spun un avocat. Deci, închei aici. Cred că prioritatea priorităților și până la urmă și a noastră față de noi și a noastră față de restul, este să facem tot ce ne stă în putință să restabilim încrederea pe toate planurile. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim mult, Gabriel! Următorul vorbitor este un om de afaceri care s-a mutat în România din 2004. Înainte a avut o carieră de jurnalist în Grecia, dar a făcut zeci de campanii electorale. În România s-a apucat de imobiliare și în 5 ani a ajuns în top 10 al țării. Din 2006 călătorește în Europa și promovează imaginea României ca investment destination. În 2008 a început primul blog în România pentru imobiliare și una dintre primele campanii de personal branding în țară. În 2009 a intrat și în energie regenerabilă și din 2012 este președintele Asociației Române de Biomasă și Biogaz. A scris până acum 3 cărți și este mentor și trainer cu experiență de consultanță la peste 300 de companii și oameni. Legat de biomasă și biogaz, Ilias Papagiorgiadis a fost ales recent în bordul Asociației Europene de Biomasă, fiind primul român care ocupă un astfel de loc în această asociație europeană. Titlul discursului său, viitorul antreprenoriatului, de la problemele actuale la provocările viitorului. Ilias Papagiorgiadis. Bună ziua, mulțumim pentru că sunteți aici. Avem în sala bărbați, să ridicăm mâna, vă rog. Celelalți nu sunteți? Nu vă simțiți așa? Ok, vă rog frumos pe toți bărbați să închideți ochii. A fost o dată ca niciodată și a fost o vasă. Am zis să închideți ochii, domne. A fost o vasă și a scufundat. 4 bărbați au supraviețuit și au intrat într-o barcă și au plecat. După mult timp au ajuns undeva și a fost aproape o insulă. Insula femeilor. Puteți să vă visați ce însemna asta. Sute de femei care le-au așteptat, au țipat, băieților, veniți, unde sunteți? Le-au făcut semne, au fost la o distanță mică, le-au putut asculta. Și în barca au început să discută. Primul a zis, le vreau pe toate,
mă duc imediat. Al doilea nu a fost mai conservativ. Nu, eu vreau una și bună. Vreau să mă căsătoresc cu ea, o să o aleg cu atenție. Al treilea a avut fițe. Nu știu, domnule, să stai să discut cu femeile astea, bă, fiecare cu pareia ei. Lasă, văd eu dacă mă duc sau nu. Al patrulea a rezolvat problema mai ușor. Nu mă interesează femei. În ziua de azi avem clienți, dar știm cine este clientul nostru. Vorbim de provocări în anul viitor. Am pentru voi 7 provocări. Într-o singură barcă au fost 4 oameni. Au fost 4 oameni total diferiți. La fel sunt și clienții noștri. Spre exemplu, ascult mulți oameni care spun, domne, produsul meu se adresează către toată lumea. Nu este adevărat. Nu există așa ceva. Fiecare trebuie să caute o parte. Nici măcar Coca-Cola nu se adresează cu toate produsele către toată lumea. În ziua de azi, un client al nostru alege serviciile noastre sau nu pe baza niște criterii foarte concrete. Cine nu face și nu înțelege asta, pur și simplu pierde. Și ar fi bine, ca sugestie, pentru anul viitor, să creăm profilul clientului nostru. Altfel, degeaba discutăm. Cine este, unde sta, cum se gândește, despre ce este vorba. Există sute de întrebări. Dacă nu știm cine este clientul nostru, deja avem jocul pierdut. În paralel, provocarea a doua, cine ești tu? Toată lumea spune, da, eu știu cine sunt, firește. Anul acesta am stat de vorbă cu peste 100 de oameni, cam 10 oameni pe lună, și am discutat despre asta. Majoritatea lor, după jumătate de oră, m-au zis că nu a realizat cât de mare potențial are. Eu am un proiect care se numește Teoria Oglinzii, prin care vorbim despre 4 elemente chei și 4 avantaje care există în fiecare persoană. Ce este asta? Fiecare din noi se definește prin 4 elemente de bază. Fiecare dintre noi are 4 avantaje unice. Care ar fi? Elementele de bază, rădăcinile noastre, diferite pentru fiecare. Cum ne-am crescut, trecutul nostru și alegerile noastre. Asta ne definesc. Și în paralel avem 4 avantaje unice. Asta înseamnă că, dacă stăm și analizăm bine aceste două părți, o să ne dea seama un pic mai bine cine suntem. Credeți-mă, dacă faceți exercițiu, cum facem la workshop, veți fi surprinși. Ok, este clar, am înțeles cine este clientul meu, am înțeles cine sunt eu. Dar cum te poziționezi în fața clientului, mintea lui? Aici aș sugera să luăm în considerare ceasul de strategie lui Bauman. Ce zice omul aceasta? De la stânga la dreapta, vindem ieftin, vindem scump. De la jos până sus, avem valoare percepută de la client jos, joasă sau mare. Vedem aici, pe exemplu, că există proiecte de succes care au valoare percepută mică, dar și preț mic, cum ar fi Ryanair cu Easer. Dacă avem proiecte bune, inovative, care încă nu se vând scump, sunt pe partea sus și stânga. Și pe partea sus și dreapta, la ora două, cum ar fi, este Apple, este Samsung. În trecut a fost Sony, acum nu mai se consideră o firmă care oferă valoare către clienți. Și vă sugerez să faceți asta și pentru voi în afacerea voastră. Credeți-mă, contează, pentru că pentru oricine, produs, serviciu, om, cumva clientul categorizează. Poți lăsa un pic din fițele tale și să vezi cum este realitatea cu adevărat. Să vă dau un exemplu. Am venit în România în 2004. Am avut o carieră în spate, am crezut că știu și eu ceva și cu un prieten al meu mergem la Everest, firma grețească, hai să bem acolo ceva. El zice, vreau a cold coffee. Eu am auzit, n-am știut limba română atunci, n-am avut nicio legătură cu România înainte, am auzit caldă și rece. Mă duc acolo, cer cafea și mă întreba domnișoara, caldă sau rece? Cold, caldă? Caldă, vă rog. Mă întorc înapoi cu cafea către prietenul meu, zice, dar eu am cerut cold, asta este, am cerut rece, asta este cald. Zic eu, vezi, aici în țara aceasta nici să facă o cafea nu știe oameni. Dar eu am fost de vină. În foarte multe cazuri, în ziua de azi, în mediul nostru,
luam în considerare anumite parametri care sunt total greșite, pentru că nu stăm să le analizăm cu bine. Pot să fim mai rapid, spune și Domnul aici, pentru că suntem în perioada, totul merge foarte repede. Asta a fost o campanie de 6 secunde. În Grecia a făcut senzație. Este numai la YouTube. Și până să faci click, că nu vrei să vezi, a terminat. Lumea obosită vrea ceva mai repede, vrea să fie surprinsă. Poți să te organizezi un pic mai mult, să vorbești, să nu mai vorbești numai de noroc. În fiecare zi ascult lumea care spune, da, noroc, 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 dar, corect, fără cel 10% de noroc, nu vom valorifica potențialul nostru la maximum. Dar fără 90% din muncă, degeaba avem noroc. Oricine va zice altceva, va minte. Și până la urmă, chiar vrei să faci ceva mai bun? Chiar vrei să te duci mai sus? Dacă vrei, îți sugerez să ții în minte ceva care toți colegii aici vorbitorii vă pot confirma și ei. În viața nu este important și nu este vorba despre cât de puternic lovești. Este vorba despre cât de tare poți să fii lovit. Nu este important despre cât de ori vei lovi pe cineva. E mai important când ori vei fi lovit de la cineva, să mergi înainte, să cazi, să te ridici, să mergi înainte. Cu asta ajungi la victoria. Mulțumesc! Compania Daune 24 oferă în cadrul evenimentului Business Days 2015 4 carduri de abonament Daune 24 Gold pe un an printr-o tragere la sorți a 4 cărți de vizită ale participanților. Daune 24 este serviciul de urgență 112 atât pentru autoturismul tău, cât și pentru autoturismele companiei tale. Bolul unde puteți lăsa cărțile de vizită pentru extragere este amplasat la standul Daune 24. Bănuiesc că ați făcut lucrul acesta în pauză. Cristian China Birta este blogger pe cristianchinabirta.ro și antreprenor online. De formație jurist, a trecut apoi de partea cealaltă a baricadei și a lucrat în administrația publică locală și centrală, după care a devenit consultant în comunicare. În 2007 a descoperit bloggingul și a decis să meargă pe calea aceasta. Scrie pe blogul său personal cristianchinabirta.ro pentru a pentru și despre social media, blogging și antreprenoriat. Titlul discursului său nu este cel de pe slide, ci este următorul. 7 recomandări pentru antreprenori. Made în China. Punct. Birta. Bună ziua! Așa îmi place când ilumină pe mine, așa te simți o vedetă, faceți poze, așa, colega. E bine, e bine. Acum, bă, oameni buni, acum pe românești, uitați-vă la mine și uitați-vă la ceilalți speakeri. Și puneți-vă întrebarea firească, ce dracu caută ăsta aici? Păi, răspunsul e foarte simplu. Mă, și eu sunt antreprenor. Mi-a fost destul de greu să accept asta. Am început în 2007 cu blogul și eram blogger și la un moment dat am devenit antreprenor, că mi-au spus alții. În momentul când ai 7 oameni la care trebuie să le dai bani lună de lună, ai un partener care te întreabă tot timpul, Gicule, cum stăm cu cash flow-ul? Și mai ai 6 colaboratori, se cheamă că ești antreprenor. În esență, dacă un blogger a reușit, și voi puteți reuși. Asta trebuie să... Deci dacă eu am reușit, și voi puteți reuși oricare. O să trec repede peste partea de laude, deși mie tare îmi place să mă laud, ceea ce vă recomand tuturor. Cam asta înseamnă partea de blog. Eu de acolo am pornit încă o dată, foarte important. Asta înseamnă isprava antreprenorială cooperativa 2.0. Cei care știți să vă uitați la așa ceva din lumea internetului, știți că aia înseamnă bani, 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 bani. Și bagi și scoți, și bagi și scoți. Important e să scoți un pic mai mult, că altfel, știi? În esență, despre asta e vorba în momentul publicitar la Cooperativa 2.0. Vreți blogger, vreți social media, com tu papa. Cam asta e ideea, să o țineți minte, da? Tot pe partea de laudă, 2 ani la rând am fost numărul 1 în topul bloggerilor cu care au colaborat agențiile, pentru că sunt foarte, foarte buni.
și blogger, dar și antreprenor. Aia e foarte important de înțeles. Și m-am jucat și cu o emisiune. Că asta, apropo de ce zicea colegul cu provocările. Provocarea cumva e mișto când îți vine, dar nu e foarte bine, poate vine nasol, să-ți o dea direct în freză. Provocarea trebuie să-ți o dai și tu singur, cum ar veni. Eu mi-am dat-o cu emisiunea, am făcut vreo 50 de emisiuni, foarte mișto. Bun. Partea primă. Recomandările. Toate pățite de mine, nu că le-am citit din cărți, că nu, n-am avut vreme să citesc cărți, că o trebuie să le fac pe alea, să fac greșel, cum ar veni. Partea asta e extrem de importantă. Eu când aud alea că am o idee și ce faină ideea mea și trec 3 ani și tot ideea mea faină, e tot idee care nu s-a mai întâmplat nimica, s-a terminat discuția. Treceți de partea cu ideea. Next step, că idei, cred că dacă adunăm acea o listă cu câte idei aveți toți, scoatem un dex. Nu ne ajută mult în viață și nici pe voi fiecare dintre voi. Partea cu banii. Am o idee genială, vreau să o fac, mă, dar n-am bani. Deci eu am în lumea asta a internetului oameni care vor să facă proiecte și n-au un 300 de euro, un 500 de euro să înceapă. Mă, ce fel de antreprenor ești că nu ești în stare să faci jos de 500 de euro? Acum, fără, adică nu că e glumă, că nu e glumă. Bă, dacă nu ești în stare să faci jos de niște bănuți, primii bani, un răhățel, adică între noi fie vorba așa, un 500 de euro. Nu știu, că eu cred că nu e bine ce faci. Du-te pe e-job sau pe ceva și caută job. Că nu e bine ce faci. Partea cu munca. Deci nu există altceva, tot o să vă spun exact același lucru. Eu, personal, o fire foarte comodă, mă respect foarte mult și încerc să nu muncesc. Să încerc să fentez cât mai mult. Mă, n-a reușit. O trebuie să muncesc, dracu, să mă duc. Asta e, n-ai ce să faci. Partea cu munca e nașpa rău. Nașpa, dar n-ai cum să o eviți. Eu asta am experimentat-o. În momentul când am descoperit zona de blogging, de social media, am simțit așa ca la o bere bună, cum ar veni, știi, așa, deci cumva, asta-i. Când simți momentul ăla, chestia aia că asta-i, de acolo încolo ți-ai pus azimutul și la revedere. Nu te mai uiți în stânga, în dreapta, te duci înainte cu încăpățânare și determinare și cum să mai zice în cărți. Îngrozitor de multă lume ratează în momentul ăla. Ce ai făcut tu, mă? Ai făcut tu agenție, nu știu ce? Fix cariciu. 90% dintre oameni... Și să duc acasă și să termină. Băi, ești nebun? Păi cum te uiți în gura oricăruia care e așa? No, dacă mi-ar zice Toarșu, Dragoș, înțelegi? Bă, nu-i bine ce faci. Jur că m-aș... 5 minute aș sta să-l ascult. Dar nu mai mult. Nu mai mult, că după aia își dau cam bani cu coltenii. Bă, poate omul vrea să-mi fure calul, mă. Știi? Cam așa e treaba, așa că nu. E important să auziți ce se întâmplă, să-i ascultați pe oameni, să nu știu ce, dar faceți, bă, ca voi. Că nimeni nu știe mai bine ce aveți voi decât voi ce aveți de făcut. Sau nu, eu așa am făcut. Aia vă zic că... Foarte important. Foarte, foarte important. Deci eu nu cred niciun antreprenor care nu-și laudă munca și pe el, că de multe ori antreprenorul zice, adică cum e business-ul tău? Ok, eu am zis poate pop și am plecat, nu există așa ceva, mai ales că nu vă laudă nimeni dacă nu vă laudați voi. Partea asta alaltă e extrem de importantă, zic eu. Am făcut greșeala ani de zile să fiu antreprenor fără să fiu manager și e groaznic. E o cea mai mare prostie posibilă. Pentru că, în esență, vorbim despre treaba asta. Ești frumos, ești deștept, proiectul e bun, ai marketing excelent, ai networking, ai relații, ai tot ce vrei, dar n-ai managementul ăla de la doga aia. Și oricât ai turnat din celelalte părți, dacă nu ai partea aia, doga aia de management, cistelele pe care le torni curg pe acolo, evident. Deci managementul, Doamne, ajută cine a inventat managementul, ca să zic așa. Asta e foarte important. Deci, pornind de la furnicătura aia, că e bine ce faci, dacă furnicătura aia nu mai simți pentru că tu de dimineață până seara numai mail-uri și numai întâlniri și numai nu știu ce, s-o epuizat timpul. Bine, mă, că-mi strici aici exact momentul ăsta așa și nu știu ce, dacă s-o epuizat, bine atunci. Dacă vreți social media, blogger, ale nu știu ce, ăla e inculpatul, găsiți-mă și eu vă execut. Adică vă ajut, am vrut să zic, nu, Doamne ajut. Mulțumesc!
Am primit lista cu topul 3 speaker din conferința trecută. Bogdan Comănescu, Teddy Necula, Petruș Stuparu. Bogdan Comănescu, Teddy Necula, Petruș Stuparu. Într-o ordine aleatoare. Mergem mai departe. După 10 ani, partener și șef al reprezentanței Enterprise Investors în România, Cristian Nacu este acum senior advisor al președintelui Enterprise Investors. Enterprise Investors administrează un capital ce totalizează 2 miliarde de euro prin 8 fonduri. De asemenea, a lucrat și pentru Guvernul României, pentru care a administrat unul dintre cele mai mari portofolii de privatizare, finalizând 25 de privatizări. Motoul lui este susținător pasionat al lucrului bine făcut. Discursul lui poartă titlul 7 sfaturi pentru tinerii antreprenori, pentru că după 17 ani de lucru cu antreprenori... Cristian Nacu! 7 sfaturi pentru tinerii antreprenori! Mulțumesc! Prezentarea mea are tot 7 sfaturi, așa că dacă plecați cu ceva de aici, sigur este că sunt 7. Nu contează ce, dar sunt 7. Toate prezentările până acum au avut 7 ceva. Am vorbit, cred că aproape la toate edițiile Business Days și am constatat că antreprenorii sunt din ce în ce mai tineri în sală, așa că astăzi mi-am propus să vorbesc tinerilor antreprenori. Sigur că sper să n-ajungem să arate chiar așa, pentru că dacă ajungem așa, atunci pe lângă aria VIP de la Business Day, o să trebuiască Laszlo să organizeze și aria de zona de schimbat scutece și încălzit biberoane. Dar el cred că e obișnuit cu chestia asta de acasă. Am câteva sfaturi și o să încerc să merg foarte repede prin ele. Alegerea business-ului. Majoritatea dintre voi, când vreți să vă faceți un business sau v-ați făcut un business, dar sunteți încă la început, ar fi bine să vă gândiți la câteva lucruri. Și anume, ele trebuie să îndeplinească o nevoie reală. Se știe că Facebook-ul a fost creat de băieții din campusurile de la Harvard care aveau o nevoie stringentă să cunoască fete. Și altfel nu știau cum să le cunoască, așa că s-au gândit să facă asta. Geniul lui Zuckerberg a fost că și-a dat seama treptat că sunt foarte mulți care au această problemă. Încercați să găsiți business-uri sau idei care să îndeplinească o nevoie, să facă pe cineva fericit sau să fie utile cuiva. Dacă lucrul ăsta se va întâmpla, atunci oamenii vor și plăti pentru chestia asta, în timp, poate nu de la început. Iarăși, o idee importantă, nu copiați modele de business, încercați să le îmbunătățiți. Vedeți unde nu funcționează, ce nu e bine, e mai sigur, copiile în general nu valorează la fel ca și originalele. De asemenea, sfatul meu este să nu vă transformați o pasiune într-un business. Încercați să faceți un business să alegeți business-ul printr-o decizie educată, o decizie bazată pe studii de piață, pe cunoștințe, pe lucruri concrete, lucruri testabile. Țineți minte că nu toată lumea are șansa lui Jamie Oliver de a-și transforma pasiunea într-un business de succes. Sunt foarte puțini acești oameni. Preferabil ar fi să vă alegeți business-ul altfel. De asemenea, vitamine, nu aspirine, este probabil diferența pe care o face must have față de nice to have. Este succesul lui Google față de insuccesul sau decăderea lui Yahoo-ului. Eu nu prea văd de aici, de-aia îmi cer scuze. Clienții vor aprecia cel mai mult calitatea. Țineți minte că pentru un business incipient, pentru un business la început, cel mai ieftin marketing este marketingul din gură în gură, iar marketingul din gură în gură este cel mai bine promovat de calitate. Dacă aveți produse de calitate, servicii de calitate, oamenii vor vorbi despre asta și vor fi fericiți. Finanțarea. Multe business-uri pierd contactul cu realitatea din cauza finanțării, lipsei finanțării sau finanțării nepotrivite cu stadiul în care se află business-ul. De aceea sfatul meu este: finanțați-vă întâi cu bani proprii sau, în cel mai rău caz, cu banii altora din jurul dumneavoastră. Cei 3F, familie, prieteni și nebuni sau oameni care cred în voi. Și al doilea sfat este: nu împrumutați bani. Folosiți bani de tip equity, bani care să fie, să stea în capitalul social, să nu vi ceară cineva mâine. Aveți destule stresuri la începutul unui business, nu
încerca să aveți un stres suplimentar din a da banii aia înapoi imediat. Cash flow, cash is king, să știe motivul pentru care toată lumea spune chestia asta, este că a doua zi ai facturi de plătit, ai furnizori, ai salarii, ai taxe. Preferabil ar fi să vă gestionați banii în așa fel încât să aveți bani să plătiți aceste lucruri, pentru că altfel s-ar putea să nu apucați sfârșitul anului să constatați că ați făcut profit. Cum se poate face asta? Sigur că mari retaileri, de exemplu, funcționează toți pe capital de lucru negativ. Asta înseamnă că ei își plătesc mult mai târziu facturile față de când încasează. Dar în ziua de astăzi, pentru business-urile mici, nu este neobișnuit să le cereți plata pe loc, la realizarea produsului sau la vânzare. Astăzi toată lumea folosește telefoane mobile, folosește o mulțime de device-uri care le permit să plătească imediat. Nu e nevoie să aștepte 60 sau 90 de zile. Și invers, încercați să obțineți cât mai mari termene de la furnizorii noastre. Creștere. O mare problemă în general este creșterea. Foarte multe business-uri suferă din cauza că cineva, antreprenorul, încearcă să le facă să crească mult mai repede. Asta e vizibil în special în zona de IT. 90% din startup-urile din IT eșuează și asta o mare contribuție o are creșterea. Toți visează să devină Facebook, toți visează să devină viitorii inorogi ai IT-ului. Din păcate, 90% din ei sfârșesc prin a eșua. În alte industrii, vedeți, proporția este mult mai mică, pentru că tentația de a crește, de a cheltui nesăbuit înainte de a începe să generezi venituri, e mult mai mică decât în IT. Taxe. A vorbit și Gabi. Nu puteți scăpa de asta. România nu e o țară, țineți minte, România nu e o țară startup friendly sau prietenoasă cu antreprenorii în general. Modificările la codul fiscal, care au fost nenumărate, 128 de când s-a făcut codul fiscal, dacă nu mă înșel, Gabi, sau poate și mai multe, 200, sunt imposibil de... te fac să fie imposibil conformarea. Asta nu înseamnă însă că nu trebuie să o faceți. Încercați să obțineți sfaturi. Poate nu de la firme foarte mari la început, foarte firme mai mici, cu reputație bună sau freelanceri, sunt oameni specializați care vă pot ajuta să vă descurcați prin hățișul ăsta de legi și regulamente. Angajați, iarăși o problemă foarte complicată este cu cine lucrați. Încercați să folosiți oameni care să nu fie negativiști, oameni care să vrea să lucreze cu noastră, care să creadă în proiect, pentru că aveți și așa destule îndoieli, n-are rost să le mai luați pe ale altora. De asemenea, freelancer. E o tendință foarte importantă în lume să se lucreze cu freelancer. Sunt mult mai avantajos decât angajații. Angajații, în general, trebuie să-i ții ocupați, să le dai un salariu. Freelancerii se ocupă ei să-și găsească de lucru. În același timp au și posibilitatea de a se specializa și angajații, în general, sfârșesc prin a fi nefericiți. Indiferent cât de bine îi plătești, la un moment dat ajung să fie nefericiți dacă nu-i stimulezi și cu alte modalități. Și ultima chestie, time management. Timpul este foarte important. Încercați să le economisiți așa cum economisiți banii. Dacă nu puteți să faceți timp, măcar puteți să le economisiți. Și atenție, prioritizați, delegați și controlați. Asta înseamnă să vă gestionați timpul în mod rațional. Însă, dacă nu faceți și nu stabiliți responsabilitățile și nu delegați și nu verificați după aceea ce ați delegat, mai bine nu o faceți deloc. Mulțumesc! Mulțumim și noi, Cristian! Mulțumim, Cristi! Bravo. Mihaela, te-am văzut că ai fost plecată în Abu Dhabi, ai fost plecată o lună în Canada. Dacă îmi spui și tu că sunt tot pe drumuri, să zic că mă supăr pe tine. Orașele sunt la distanță, nu sunt unul peste celălalt. Ce fac? Am fost invitată de către niște asociații ale femeilor de afaceri din țările respective. De exemplu, în Canada am susținut 5 seminarii, adică 7 seminarii în 5 orașe. Dar nu vorbim despre antreprenoriat și afaceri, pentru că nu mă pricep. Eu de asta vin la Business Days. Nu numai să facem împreună această moderare, ci să învăț lucruri. Ci echilibrul dintre, iată workshopul meu de ieri, echilibrul dintre viața personală și
viața profesională, care e într-o dinamică continuă și este în funcție de conjunctură, pentru că așa stau lucrurile. Știi ce mă gândeam? Dacă tot te duci tu în Abu Dhabi, te tot duci în Canada, oare cum ar fi dacă am duce și Business Days acolo la românii de peste hotare? Nu am gândit să ducem Business Days-ul acolo, în discuțiile pe care le-am avut cu doamnele, ci să vină doamne de acolo, pentru că la oricum vin, exact, pentru că oricum vin foarte des și să știi că femeile conduc afaceri indiferent de țările unde sunt, conduc afaceri de succes și bineînțeles femeile românce. Cam asta se întâmplă. Asta e cu femeile, ce să fac? Ce urmează, te rog, mult? Am invitat un campion român la badminton la Business Days. În primul rând, nu mai este campion la badminton. Pentru mine va fi întotdeauna un campion român la... Este un campion pur și simplu, pentru că este un om de afaceri timișorean care se concentrează în prezent pe susținerea celor trei business-uri pe care le deține împreună cu fratele său. Bineînțeles, controlează prin intermediul grupului Banu Invest trei afaceri. Banu Construct, dezvoltarea și construirea de imobiliare în Timișoara, Banu Sport, un complex sportiv dezvoltat în Timișoara și Interpart Production, afacere cu mase plastice și matrițe, în special pentru industria auto. Știi ce s-a întâmplat? L-am întrebat. Florentin, de ce tu pe scenă? Și mi-a răspuns așa, pentru că este vital pentru supraviețuirea afacerilor antreprenoriale din România pe viitor. Titlul discursului lui va fi Productivitatea muncii, condiție esențială de sustenabilitate a afacerii. Florentin Banu! Bună seara! Nu-i luați în serios, aia cu campionul și ca și cu pușca și cu reaua lată, știți? Aia a fost odată. Mă bucur că sunt din nou aici pentru dumneavoastră și aș vrea să rețineți de la mine o altă cifră decât 7. Cifra pe care eu vă rog să o rețineți este 100. Oare ce fel de 100? 100 de mii de euro. Asta este lucrul în jurul căruia vreau să vorbesc astăzi cu dumneavoastră și anume vreau să vă fac conștienți despre productivitatea muncii. Dar să știți că Ceaușescu tot ne spunea de productivitatea muncii și el de fapt avea dreptate, numai el nici nu știa câtă dreptate are săracul de el. Da, deci, efectiv, productivitatea muncii, dacă în ziua de astăzi noi nu reușim să ne aliniem la productivitatea muncii internațională, eu sunt convins că nu vom supraviețui, mă refer la antreprenori. Da, deci, dacă suntem în industria prelucrătoare, eu acum fac un exemplu din industria prelucrătoare, nu din servicii, pentru că nu neapărat sunt comparabile din punct de vedere al cifrelor. Dar în în industria prelucrătoare, dacă nu ne obținem indicatorii de productivitate, zburăm efectiv de pe piață. Chiar zburăm de pe piață, pentru că ce se întâmplă cu noi, cu România? Creștem, așa-i? Ce se întâmplă cu salariile? Cresc. Concurența pe oamenii buni crește, deci trebuie să le dăm bani mai mulți. Nu le dăm bani cum este productivitatea companiei noastre sau care este grila noastră de salarii. Noi trebuie să dăm banii oamenilor așa cum este piața muncii. Iar dacă piața muncii spune că o anumită calificare costă 1.000 de euro net, altă calificare costă 2.000 de euro net, altă calificare costă 4.000 de euro net, lucruri care sunt deja realități în economia noastră, noi nu putem spune pe mie nu-mi iasă calculul. Ei, și mai am doar 5 minute, dar mi-ajung. Da? Unde este aia? Așa. Mulțumesc. De care dau? Ăsta e înainte, da? Mulțumesc. Ei, n-am fost la repetiție. Încă o dată, vă rog frumos, productivitatea muncii nu este doar un slogan steril. Exact, este esența supraviețuirii unei companii. Și aici am făcut un studiu personal pentru compania mea și pentru existența companiei pe care o conduc la ora asta, să văd în ce șanse am pe viitor, ce șanse am în 3 ani, în 5 ani. Și bineînțeles că m-am referit la piața germană. După părerea mea, piața germană este o piață pe care ar trebui să o luăm ca exemplu, pentru că după părerea mea este cea mai performantă macroeconomie din lume. Nu se compară cu America, nu se compară cu Japonia, din punct de vedere al productivității, pentru că nemții au vreo 40 de zile libere pe an, iar americanii au vreo 10 zile libere pe an, iar oricum japonezii dorm la birou. Deci nu se compară, iar ăștia toată ziua sunt plecați, nemții. Nu, mă întreb cum de le funcționează economia. Ei, și am ajuns la concluzia că e vorba de productivitate. Și am început să scormonesc, m-am abonat la o companie de date, adică la o firmă care furnizează date și am analizat 4.000 de companii, peste 4.000 de companii. Și uitați la ce concluzie am ajuns. Trebuie să vin să văd la ce concluzie am ajuns. Da? Deci, este o concluzie, să știți, care trebuie să ne dea de gândit.
Da? Deci din 4200 de companii pe care le-am analizat, și să știți că datele sunt de luat în considerare, sunt date de la companii de mare încredere. Și 80% au cifra de afacere pe angajat între 100 de mii și 500 de mii de euro. Știți cât înseamnă asta? Știți cât este asta în comparație cu ce se întâmplă în România? Noi suntem un dezastru, dar nu suntem conștienți. Credeți-mă, suntem un dezastru. Mi se pare că presa scrie că în medie productivitatea pe cap de angajat în România este undeva la sub 20.000 de euro. Vă puteți imagina? Nu vă puteți imagina, pentru că nu aveți termene de comparație. E, și m-am pus să caut, să văd care este treaba, că eu le cer la EMEI 100.000 de euro pe cap de angajat și zic, fraților, nu mai angajăm, ne creștem business-ul, trebuie să devenim mai buni, astfel încât să ajungem la 100.000 pe cap de angajat. Știți unde sunt acum? La 50.000. Și culmea, sunt profitabil. Dar este rău. Chiar dacă sunt profitabil acum, nu o să mai fiu peste 3 ani, pentru că salariile se duc în sus, indiferent de ce fac eu, indiferent de cum îmi organizez compania, pentru că piața muncii se dezvoltă. Și dacă luați multinaționalele din România, o să vedeți că majoritatea dintre ele, chiar dacă au 1.000-2.000 de angajați, sunt peste 100.000 de euro pe cap de angajat. Și dacă luați fostele companii comuniste, o să ajungeți la 35-20 de mii de euro pe cap de angajat și o să vă mirați că de ce trebuie să le finanțăm noi din banul de impozit. Deci uitați-vă acest grafic aici, arată că 60% din companii, da? 60% din companii au o cifră de afacere pe cap de angajat între 100 și 200 de mii de euro. Da? Asta înseamnă, dacă mă duc înapoi, 2559 de companii din 4200 analizate. Deci este evident că cifra de 100, doar 11% din cele 4000 de companii au sub 100.000 de euro pe cap de angajat. Eu sunt convins din experiența care am și ce am studiat și ce m-am uitat în piață, că aia sunt candidații la faliment. Au două probleme, adică au o problemă, ori își rezolvă problema productivității, ori dispar din piața germană, bineînțeles, despre asta vorbesc acum. Ei, iar noi, asta merge invers, noi suntem aici, deci 84% dintre companiile analizate, din cele 4200, au între 200 și 500 de mii de euro pe cap de angajat. Acum aveam făcut o imagine și acum, ca să vă puneți dumneavoastră în poziția productivității, vă gândiți care este productivitatea dumneavoastră? Care output-ul pe timpul pe care dumneavoastră îl folosiți în mod activ pentru o activitate profesională? Câte lucruri cu efect faceți pe zi? Am trimis, să zicem, 100 de mail-uri. Ok, din cele 100 de mail-uri, câte sunt sterile și câte produc efecte? Pe lângă faptul că unii prelucrează 20 de mail-uri, dintre care 10 sterile, alții prelucrează 100 de mail-uri, dintre care 80 sterile. Întrebări de genul ăsta vă recomand să vi le puneți, pentru că sunt extraordinar de importante pentru supraviețuire în economie. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim, Florentin! Ați luat aminte, da? Mihaela, mă uitam la sală, era Florentin așa, ei erau așa, v-a certat Florentin, a? Adică întrebările retorice au fost foarte prezente. Să mergem mai departe, te rog. Tudor Furir conduce compania Pernod Richard din anul 2006. A lucrat la Coca-Cola, a lucrat la Coca-Cola Rusia, a lucrat la Mars, a fost director general în România la compania Allied Domingue, înainte de a fi ales la conducerea companiei Pernod Richard. A absolvit Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și are un MBA luat la The Open University din Marea Britanie. Antreprenoriatul în distribuția de băuturi spirtoase, de la problemele actuale la provocările viitorului. Acesta este titlul materialului pe care îl va prezenta astăzi. Și susține acest discurs din dorința de a semnala problemele actuale cu care compania lui se confruntă în relația cu distribuitorii și de a încerca să sublinieze care sunt provocările cu care se confruntă în viitorul apropiat. Tudor Furir. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație și mă bucur să văd atâta lume în sală.
Este clar că nu sunt un antreprenor. Sunt, cred că, primul neantreprenor din pleiada de vorbitori. Dar totuși, în calitatea mea de corporatist, interacționez frecvent cu antreprenori și mă refer aici la companii care au fost create de și antreprenori și de cele mai multe ori încă sunt conduse de antreprenori. Vreau să subliniez că scurta mea intervenție reprezintă un punct de vedere strict personal și vă rog să o luați ca atare. Vreau să spun că 50% din volumul afacerii pe care o conduc se derulează prin distribuitorii noștri. Aceste companii sunt 100% companii create de antreprenori și evident deținute de antreprenori români. O să încep scurta mea prezentare cu o introducere și vreau să vă spun că din punctul meu de vedere globalizarea este o realitate, fie că ne place sau nu. Trăim într-o lume care este dominată de marile corporații multinaționale, iar din ceea ce vedem în lume, această dominație se intensifică. În acest context, cred clar că antreprenoriatul este sub o presiune crescândă și cred că el trebuie să evolueze în multe privințe pentru a se dezvolta și de multe ori chiar pentru a supraviețui. O să mă refer concret la problemele cu care mă confrunt, pentru că mie îmi place mai puțin teoria și mai mult practica și o să le enumăr într-o ordine nu neapărat a importanței, ci așa cum am crezut eu că e bine să le enumăr. În primul rând, constat în general lipsa unei strategii pe termen mediu și lung. Unde vreau să fiu peste 5 ani și cum ajung acolo? Mie mi se pare o chestiune esențială într-un business, indiferent antreprenorial sau nu. Majoritatea distribuitorilor noștri au un short-term philosophy. Eu cred că strategia este un element esențial pentru sustenabilitatea pe termen lung a afacerii. Chiar dacă pare un concept destul de teoretic, dar e important să știu unde vreau să ajung și e important să știu că am benzină ca să ajung acolo. Un alt aspect pe care vreau să-l subliniez și de care ne lovim destul de mult, sunt așa numitele investiții hazardate în business-uri altele decât cele core. Ca să vă dau un exemplu, pentru că exemplele sunt importante, din punctul meu de vedere, am avut la trecut un distribuitor care a decis să-și construiască un depozit, a cumpărat un teren și, citesc din memorie, am cumpărat câteva hectare în plus pentru că a fost o afacere bună. Această afacere bună, în contextul în care businessul s-a micșorat, terenul a fost nevandabil, a condus la o insolvență. Repet, este un exemplu real. O altă problemă cu care ne confruntăm este lipsa unor persoane profesioniste în structura organizațională a acestor companii, în general generată de sloganul știu eu cum să-mi conduc business-ul sau un alt slogan nu merită banii, sunt prea scumpi. Eu personal sunt convins că într-o structură antreprenorială un management profesionist poate să aducă valoare, dacă este lăsat să-și facă treaba, evident. Un alt element important de care ne lovim este un management al distribuției ineficient. Este foarte greu de crezut în 2015, aproape 2016, că încă mai primim rapoarte eronate, incomplete, indicatorii de performanță de genul track day average sau strike rate pentru foarte mulți dintre distribuitorii noi sunt inexistenți. Eu vreau să spun că lucrând la Coca-Cola, astea erau parte din religia companiei, adică de aici pleca măsurarea performanței. Din punctul meu de vedere, distribuția înseamnă în primul rând eficientă și control pe costuri. Și nu în ultimul rând, cred că antevorbitorii mei au atins acest subiect, așa că nu o să insist, de multe ori un management precar al cash-ului. Trebuie să o spun, chiar dacă e puțin dur, că de foarte multe ori business-ul distribuitorului este condus de salesmeni, care decid să listeze produse contra unui bonus imediat. Vreau să spun că clienții ajung să stea pe stocuri mari, produse nevandabile, rămân out of stock la produse cu rotație mare, nu plătesc furnizorul, rezultă un talmeș-balmeș și pe partea de turnover și pe partea de cash. Destul despre problemele cu care ne confruntăm noi zi de zi. Aș vrea să
vă spun câteva dintre provocările viitorului așa cum le văd eu. Din păcate, trăim într-un mediu de business care se birocratizează. În viitor, companiile multinaționale vor fi obligate să-și aleagă parteneri cu care vorbești același business language. Sunt cerute tot mai multe date financiare pentru a diminua așa numitul risk of doing business. Știți foarte bine că există ratinguri de țară, în același timp există ratinguri și pentru companii antreprenoriale sau multinaționale. Vă dau exemplu Cofas, care este o companie cunoscută în domeniul acesta. Pe cale de consecință, limitele de credit vor fi direct corelate cu acest rating și eu cred că în viitorul apropiat noi nu vom mai putea colabora cu distribuitori a căror creanțe nu vor putea fi asigurate. În același timp se implementează așa numitele coduri de conduită în afaceri. Ele sunt obligatorii pentru multinaționale, nu sunt opționale. Și există proceduri foarte clare care trebuie implementate și care se referă la, vă dau doar câteva exemple, anticorupție, legea competiției, proceduri antispălarea banilor. Pe care de consecință, cred că toate acestea lansează provocări pentru modul în care partenerii noștri antreprenori înțeleg să-și conducă business-ul. Cred că antreprenorii activi în distribuția de fast moving trebuie să se focuseze pe dezvoltarea unei strategii, controlul strict al costurilor, înțelegerea importanței indicatorilor financiari și, nu în ultimul timp, rând, atragerea unor profesioniști în poziții cheie. Vă mulțumesc foarte mult! Din 2013 este din ce în ce mai implicat în activitatea de sprijinire și educare a generațiilor tinere care sunt interesate să învețe sau să urmeze exemple antreprenorilor români. Este membru în Consiliul Director al Romanian Business Leaders și președinte al Task Force pentru IMM-uri și antreprenoriat în cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României. Este interesat de creșterea calității serviciilor oferite, de noi oportunități de business și de împărtășirea experienței proprii către colaboratori și generația tânără. Cel mai recent proiect al său este parteneriatul, în urma căruia a fost publicată cartea lui Ron Kaufman, Cultura Serviciilor Superioare. Motoul lui este: noi ne facem viața și trebuie să ne luăm destinele în propriile mâini. Doamnelor și domnilor, Dragoș Anastasiu! Dragoș Anastasiu! Mulțumit de prezentare acum! Mulțumit! În sfârșit, scurt și fără să ne ridicăm pe piedestaluri de pe care nu mai putem să coborâm, mulțumesc frumos! Onorat și bucuros să fiu de fiecare dată în fața voastră. Sunteți ok? Sunteți bine? M-a ajutat să facem un exercițiu de cunoaștere? Vreți să ne cunoaștem mai bine? Eu aș vrea să vă cunosc mai bine. Și am o rugăminte, nu la voi, că voi sunteți obosiți. Să vă ridicați o secundă în picioare. Ok, toată lumea în picioare. Am zis o secundă și am greșit, vă rog să rămâneți așa. O să vă puneți întrebarea acum, de ce v-am ridicat în picioare? Știe cineva? Și înainte să vin aici nu știam nicio exact, am zis că fac un exercițiu de cunoaștere, dar acum știu mai multe. Petruș mai e aici? Nu mai e. Ați văzut imaginile prezentate de Petruș cu sălile alea care se ridică așa? Ați văzut? În fața liderilor, în fața persoanelor cu tare, nu știu ce? Și dacă n-am avut ocazia asta când am ieșit pe scenă așa să vă ridicați toți, am zis să vă ridic eu în picioare. Mai am un motiv pentru care v-am ridicat în picioare. Și anume acela pentru că m-am gândit că la final nu voi beneficia de lucruri de care a beneficiat aici Teddy. Și acolo v-ați ridicat în picioare. Și dacă nu o să vă ridicați atunci în picioare, atunci să vă ridicați acum. Și mai am un motiv. Am plimbat la început aici prin sală de jur împrejur și am zis că unul dintre motivele pentru care fac chestia asta este să-i scot pe cei 20% dintre voi care sunt cu ochii fixați în telefoane și tablete, din acest obicei pe care eu personal îl consider că este un virus al antreprenoriatului actual. Dar nu de asta v-am ridicat de fapt în picioare.
V-am ridicat în picioare ca să ne cunoaștem mai bine, de fapt, noi pe voi. Și o să rog acum să rămână în picioare cei care sunt antreprenori. Deci nu mai era antreprenorii rămân în picioare, ceilalți să se odihnească. Așa cum o fac de multe ori. Și acum o să vă rog, aceștia sunt antreprenorii, vă rog pe voi să-i aplaudați. Aceștia sunt antreprenorii, bravo vouă! Nu că ceilalți ar fi mai prejos, dar aici discutăm despre viitorul antreprenoriatului. O să-i rog să rămână în picioare pe cei care și acum 5 ani erau antreprenori. Și acum 5 ani erau antreprenori. Și acum toți ceilalți vă rog să-i aplaudați pe acești oameni care fac parte dintre eroii României. O să vă rog să rămână în picioare cei care erau și acum 10 ani antreprenori. Și încă o dată aplauze pentru că au 10 ani. Am sperat că aici se termină exercițiul, o să vedeți de ce nu se termină. 11 ani, să rămână în picioare 11 ani. Să rămână în picioare 12 ani. Să rămână în picioare 13 ani de antreprenoriat. Să rămână în picioare 14 ani de antreprenoriat. Să rămână în picioare 15 ani de antreprenoriat. 1, 2, 3, 4, 5, 16 ani de antreprenoriat, 17 ani de antreprenoriat, n-am decât 5 cărți. Și o să-i rog pe colegii de aici, cineva, să împartă aceste cărți, să împartă aceste cărți, împarte-le pe alea. Și vreau să vă rog să vă așezați și pe cei cu 17 ani, și pe cei cu 18 ani, și pe cei cu 19 ani. Bă, dar nu vreți să mă așezați? Tu înțelegi românește? Înțelegi, da? Și pe cei cu 19 ani și cu 20 de ani, în sfârșit, ce limbă vorbești? E bine, 20 de ani e bine. 21 de ani și a mai rămas unul singur. 21, 22 de ani, 23 de ani și a mai rămas unul singur. Vino încoace. Aplaudați-l! Mai e cineva? Hai sus! Felicitări! Cum te cheamă? Ionuț Vlăduca. Ionuț. Ionuț, o să te rog să iei loc, dar nu acum, pe scaunul meu. Îți dau această carte. Aș fi vrut să o păstrez pe ultima pentru timekeeper. Ia vino și tu încoace. Știți de ce? Ca să-i spun, hai să-l vedeți și pe el, oroarea noastră a vorbitorilor. Dragoș Anastasiu, cum te cheamă? Silaghi Alexandru. El este, uitați-vă la el. Să știi că acum începe speech-ul, da? Că dacă mă pui cu așa... Ok. Mulțumesc frumos! Ați tot făcut niște semne aici, către cineva, către cine? Mai era o doamnă? Doamnă, veniți încoace! Veniți încoace! Să mă scuzi, da? O secundă. Să rod mâna. Cum vă numiți? Nușa Chiriac. Și sunteți de 22 de ani antreprenor și de 20 din 90. Hai să mai aplaudăm o dată. Mulțumesc frumos. Nu mai am cărți, dar o aveți. Dar am un voucher. Și anume, o cameră la Green Village, deja a fost de trei ori, dar este din partea mea. Felicitări pentru anduranță, felicitări pentru perseverență. Și înainte să încep și eu speech-ul,
Aș vrea să vă întreb, dacă cineva vă punea cu 25 de ani să vorbiți despre viitorul antreprenoriatului peste 25 de ani, ați fi fost în stare să anticipați ceea ce se întâmplă astăzi? Nu, la vreme. Nu, dar din păcate... Nu, nu e bine, suficient. Mă vedeam într-un elicopter în alte zone ale lumii, nu aici. Ok, vă rog frumos să luați loc aici lângă noi, pentru că ei merită să stea aici în față și data viitoare să țină speech-uri. Vă rog frumos. Mai am 5 minute. Deci mi-a tăiat 3 minute ca să fim. Ok, stai să cobor că nu văd nimic. Viitorul. Înainte, v-aș ruga să vă puneți centurile, pentru că noi plecăm așa într-o excursie. Ceea ce aș vrea să vă spun este că eu nu știu să vă vorbesc despre viitor, pentru că habar n-am ce se întâmplă, habar nu am, habar n-am avut acum 25 de ani și o să vă dau niște exemple și o să vă pun aceeași întrebare, dar voi ați fi în stare să vorbiți despre ce se întâmplă peste 15 ani și o să vă transpun acum 15, 20, 30, 40 de ani să vă gândiți dacă v-ați fi gândit la nebunii de genul ăsta. Dacă și pornesc, lucrurile nu pornesc, nu contează. N-avem posibilitate să vedem filmul? N-avem. Economisesc timpul. Așa, wingsuiting, știți de el? Zburăm ca tâmpiții pe lângă stânci. Dacă ne întreba cineva cu 30 de ani ce se întâmplă, dacă ne gândim la așa ceva, s-ar putea să fi spus, nu cred. Amazon și dronele. Domnul Felix Pătrășcan, vă paște. Da? Ăsta e din alt film. Dar nu contează. Iată ce se va întâmpla și cum vom primi noi pachetele. Adio, fan curier. Știi ce a scris? Știi ce a scris Ryanair la primul zbor din România? Și-a vopsit avionul cu... Adio, tarom! Așa și tu cu Amazon ăștia. Despre asta vorbim, te gândeai acum 20 de ani că se întâmplă așa ceva? Star Wars, imaginați-vă, 1976. Cum vedeau ei viitorul? Le-a folosit la ceva? S-a schimbat ceva? Apropo de ce s-a născut Facebook, pentru că băieții vreau să cunoască fetele, tot cu sexul e, frate, înțelegeți? Deci asta ne duce mai departe și rămâne la fel. Ce vreau să vă spun, nu știu cum o să fie viitorul, dar aș vrea să vă întreb dacă sunteți pregătiți pentru prezent. Dacă sunteți pregătiți pentru azi, pentru că viitorul înseamnă și peste 10 minute, viitorul înseamnă și mâine. Și o să vă fac o mică excursie în cele 2 minute care mi-au mai rămas, în lumea mea, a ospitalității. Și o să vă arăt poze făcute de un coleg de-al meu, Paul Mărășoiu, acum 2 ani, în hoteluri din România care sunt funcționale și licențiate. Asta este poză live, connecting people. Da? Impossible is nothing. Astea sunt poze din hoteluri funcționale licențiate în România, 2000, cred că și acum. O să ziceți că e în șantier? Nu! E într-o cameră funcțională. Asta este, da? De hotel. Și asta este ultima formă de minibar. Dragi colegi, 2012, 2013, 2014, turismul românesc. This is it. Asta este prezentul. Și ce cred eu este că se poate și altfel. Asta este o poză din Târgu Mureș, hotelul Privo. Asta este o poză din Cund, Valea Verde. Și asta la fel. Lucrurile făcute altfel, astăzi. Asta este o poză, nu se putea să nu fie și așa ceva. Sfântul Gheorghe, Green Village. Există și lucruri făcute altfel. Hai să-l auzim pe nenea asta. Yes, it is different than we all thought. But don't worry, it just means your future hasn't been written yet. No one's has.
Your future is whatever you make it. So make it a good one. Îl știți? Ok. Mesajul meu este simplu, nu e complicat. Trăim într-o țară plină de oportunități pentru cei care au inițiativă și vor să facă lucrurile puțin altfel. Pentru că de jur împrejur încă e multă varză și ne putem deosebi de cei care sunt în această mare incertitudine românească. Voi sunteți acei 1% dintre antreprenorii României care vin la Business Days. Și pentru că veniți la Business Days, aveți cele mai mari șanse să fiți altfel decât ceilalți. Și credeți-mă, ăsta este viitorul și el începe astăzi. Fiți puțin mai buni decât ceilalți, pentru că așa în țara asta vă veți deosebi radical și veți câștiga. Este motto-ul pe care eu l-am folosit timp de 20 de ani în business și cu oarece succes. Viitorul începe astăzi. Ne putem vedea, auzi pe Facebook și oriunde altundeva și o să vă puneți întrebarea, dar de ce v-am pus o poză și un film cu câini? Și o să vă spun de ce. Pentru că indiferent câte postări deștepte despre viitorul antreprenoriatului pun eu pe Facebook, tot pozele cu câini au cele mai multe like-uri. Vă mulțumesc! Dragoș, am pentru tine un premiu, dacă și tu ai dat premii. Deci am pentru Dragoș câteva premii, sunt în număr de 4, mai sunt 5 minute, mai sunt 3 minute, mai aveți un minut și timpul alocat s-a epuizat. Felicitări! Pe de altă deci parte am avut doi speaker, dacă mă gândesc, da. Și Dragoș și Anastasiu. Am avut doi speaker și Dragoș și Anastasiu. Măi, Călin, eu de ceva vreme mă simt așa copleșită de niște gobouri care cad așa pe mine. Fan curier pe stânga, fan curier pe dreapta. Să vedem despre ce este vorba. A absolvit dreptul, dar nu a profesat niciodată în domeniul pentru care s-a pregătit. A intrat în afaceri întâmplător, ideea aparținându-le unor vechi prieteni și colegi de școală, iar contribuția lui inițială a fost mașina personală cu nume de scenă Furia Verde. Spune despre compania pe care a fondat-o că a fost ca o femeie frumoasă care s-a lăsat greu cucerită, dar a făcut el ce a făcut și a și cucerit-o, judecând după cifra de afaceri de 54,7 milioane de euro în 2012. Felix Pătrășcanu a înființat Fan Curier în 1998 împreună cu frații Adrian și Neculai Mihai, cu care a învățat la aceeași școală primară și au mai fost și vecini. Domeniul ales a fost unul întâmplător, el fiind absolvent de studii juridice. Zilele trecute i-am scris un e-mail și i-am adresat două întrebări. Prima întrebare, cum se va numi discursul? Și mi-a zis că se numește uberizarea afacerilor standard. Și a doua întrebare a fost, de ce vrei să vii tocmai cu acest discurs? Și mi-a scris așa, măi iepuraș, de frica ideilor noi care apar și se propagă atât de repede în piața de business. Felix Pătrășcanu! Bravo. Sau, n-ai nevoie de aia. Bună ziua, onorat să vă regăsesc. Cum să fiu mai bun ca Anastasiu astăzi? Nu, cred că am șanse. Da, mi-a adus aminte de drone. Mi-a adus aminte că trebuie să-mi fie frică și chiar mi-e frică. De obicei, când vin în fața dumneavoastră, am mare emoții. De data asta am o frică foarte mare. Iar temerea mea vă pot explica în momentul de față doar printr-o mică poveste. O oportunitate pe care domnul din imagine, Frederic Tudor, un britanic, o vede, văzând că în Cuba are nevoie de foarte multă gheață, se gândește să transporte gheață din Groenlanda către Cuba. Noua protipendadă americană avea nevoie
când mergea în Cuba, pentru un mojito, pentru un Bloody Mary, de foarte multă gheață. Omul vede oportunitatea și investește acești bani. Începe să care din ce în ce mai multă gheață, business-ul ia amploare și urmează inovația. Omul se gândește că ce-ar fi dacă vapoarele ar pleca cu mai multă gheață în cală. Și atunci creează un device prin care cala navei, vaporului respectiv, se mărea, se lărgea și căra și mai multă gheață către Cuba. Își duce resursele către core business-ului în proporție de 70%, mai duce încă 20% pentru inovație și iată, inovează, iar business-ul înflorește. Și totuși, credeți că a fost în siguranță? Credeți că business-ul lui a rămas ok? Apare un francez de data asta, în toată ecuația asta. Uber-ul de la acea vreme, să-i spunem așa, care pe numele lui Fernand, care descoperă, ce credeți că descoperă? Ce descoperă? Descoperă mașina de făcut gheață. Și atunci tot business-ul domnului britanic, cu acea companie foarte bine pusă la punct, ajunge într-un moment zero. Ce se întâmplă în ceea ce mă privește? Am deschis un business împreună cu frații Adrian și Neculai Mihai în anul 1998, pe un plan de business, un business care a crescut cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul necazurilor pe care le-am făcut la fiecare Black Friday din fiecare an, știu asta, nu aruncați încă cu roșii în mine. Și am inovat și am investit resurse permanent și totuși cineva poate să descopere o platformă, o simplă platformă. Tinerii ăștia sunt fenomenali, te uiți la ei, ce dracu' ar fi făcând pe calculatoarele alea, că vin tot, cu tot felul de idei extraordinare, dar care îmi pot face mie business-ul praf. Mai mult decât atât, astă vară am fost în Statele Unite și acolo m-am întâlnit în Chicago cu un român, care era a treia companie de taximetrie din Chicago. Multimilionar, omul foarte bine bazat. Iată un român care a reușit. Vă bateți! Și care mi-a spus, printre altele, că pierderile cumulate în urma apariției Uber în Statele Unite, în principal în Chicago, pe anul 2015, 2014 cumulat cu până în august 2015, au ajuns la peste 25 de milioane de dolari. Și îmi spunea mie că el o să dea în judecată, o să se judece cu primăria, ca Uber-ul să-și piardă licența. Nevoile acestor oameni au creat Uber-ul. Nici o instanță de judecată în lumea asta nu va putea ajuta Fan Courier, alte firme de taximetrie din toată lumea, să închidă acest business creat de Uber. În momentul de față, lucrurile au căpătat acest sens. Nu-l putem ignora niciodată. V-am spus că mi-e foarte frică de toate aceste idei. Da, frică mie, da. Cât o să stau în frica asta? Frica asta mă face să mă gândesc că chiar dacă nu stau toată ziua cu capul în calculator, așa cum o fac o mulțime de tineri în momentul de față, am mă gândit la idei, trebuie să găsesc o soluție. Și de ce n-aș avea eu ideea de a scoate o platformă de curierat, de curier personal, spre exemplu. Și atunci, iarăși am apăsat aiurea, nu vă mulțumesc încă. Și atunci am spus că dacă tot am dus 70% din resurse către core business-ul meu, dacă tot am dus 20% resurse în inovația, în inovațiile pe care le-am adus de-a lungul timpului în curierat, de ce nu mi-aș putea permite să mă duc cu 10% din resursele mele către niște tineri cărora să le propun
să-mi creeze, să creăm împreună o idee de acest gen. Iată de ce vă spun și vă atrag atenția că am construit cu foarte multă muncă, construim în continuare business-uri standard, foarte bine puse la punct, cu curieri trăinuiți, cu oameni trimiși, cu mașini noi, cu investiții în flote și așa mai departe. E de ajuns să apară Ice Maker Device și, și totul să năruie. Și atunci trebuie să ne gândim și la acest lucru. Eu cred că viitorul ține de noile nevoi al acestor tineri, tineri care vor găsi totdeauna idei cu care să ne dea peste ochi. Nouă, celor din business-urile clasice. Așa că aveți mare grijă și totodată vreau să vă doresc și un an bun cel care va să vină. Vă mulțumesc! Mulțumim noi, Felix! Adrian Florea, pe scurt. Experiență, tot pe scurt, 20 de ani în vânzări, 18 de training, 15 de management. Adrian este unul dintre fondatorii Trend Consult, iar din 2003 se ocupă de conducerea companiei. Până în acel moment, el a acumulat experiență în poziții de management în vânzări și industrii variate, precum advertising și servicii financiare. În prezent, ca și consultant, Adrian lucrează cu echipe de management pentru identificarea și exploatarea potențialului echipei sau organizației. L-am întrebat de ce susține acest discurs cu o viziune despre învățare. Și mi-a spus așa, să nu zici că nu ți-am spus, pentru că lumea se schimbă mai repede și mai mult decât crezi. Adrian Florea! Vă îndoiți că se schimbă lumea? Tocmai l-ați văzut pe Florentin prezentând cifre într-un tabel și pe Dragoș făcând show la o prezentare Business Days. Pentru cei care vin la Business Days de atâția ani, știu cum au început cei doi prezentările lor în mod tradițional. Sunt cunoscut ca un tip arogant. Lumea era, asta e, ce se face. Dar când am auzit subiectul acestei sesiuni, să vorbim despre viitor, mi s-a părut până și pentru mine o aroganță mult prea mare. Cum să vorbim despre viitor? Ce să spunem despre viitor? Ați văzut, nimeni nu știe cum arată viitorul. Nimeni nu știe. Știm doar că se schimbă. Și mai știm tot ceea ce învățăm. În plus, avem și modele de înțelepciune, care uneori ne inspiră, alteori ne încurcă. Eu sunt un fan al proverbelor. De fapt, îmi place un singur proverb. Omul cât trăiește, învață. Și probabil că vă gândiți la înțelepciunea din spatele acestui proverb. Ei bine, mie îmi place acest proverb pentru că din asta trăiește firma mea. Oamenii nu știu niciodată suficient și atunci trebuie să învețe. Și cred că dacă este să-mi asum vreo aroganță despre viitor, singura zonă în care aș putea emite vreo părere este zona de învățare, zona de learning. Și atunci, haideți să ne uităm la cum vedem lumea în momentul de față când vine vorba despre învățare. În momentul de față, paradigma clasică se bazează pe 4 credințe principale când vine vorba de învățare. Credem că ne prinde bine școala. Și de multe ori se asociază școlii chiar o clădire fizică. În copilărie ține minte, nu? Și acum mai trecem pe lângă strada aia pe unde era școala noastră, acolo e școala mea. O altă credință pe care se bazează paradigma clasică este faptul că învățăm din când în când. Învățăm între 6 și 25 de ani, pentru că mergem la paradigma de mai devreme, după care unii dintre noi mai fac câte un MBA, alții mai participă la un training, alții mai sunt trimiși de către corporație la 31, 44, 49 și 52. Să știți că cifrele sunt inventate de mine, nu sunt statistici. Dacă nu vă regăsiți acolo, nu vă speriați, nu înseamnă că voi nu învățați. A treia credință pe care se bazează paradigma actuală este faptul că knowledge-ul, cunoștințele, se găsesc undeva, sunt strânse. Eu am învățat că în cărți sunt cunoștințele, fiii mei acum învață că pe net
sunt strânse cunoștințele. Și a patra credință este că procesul de învățare are loc de la un șmecher numit profesor către alții care nu știu. Însă, ne uităm la faptul că în urmă cu 8 ani de zile a apărut acest device. Iar în momentul de față este oficial, 40% dintre joburile din Statele Unite ale Americii nu existau în urmă cu 20 de ani. 20 de ani fiind ciclul necesar pentru a merge la școală. Prin urmare, școala ca instituție, oricât de bun va fi ministrul învățământului, nu are cum să se adapteze la o viteză de schimbare atât de mare. Nu ai cum să creezi programe de pregătire azi pentru viitorul de peste 20 de ani. De ce? Pentru că habar n-ai cum arată acel viitor. A doua observație. YouTube. Nu e vorba de mare invenție YouTube, ci de observație de la mine din familie. La vârsta de 10 ani, băiețelul meu mai mic s-a hotărât să învețe YouTube. De ce? Ca să-și facă un canal și să facă bani din asta. Ce este uimitor la asta? Poate că nimic. Dar odată cu el, s-a apucat să învețe exact același lucru tatăl meu de 70 de ani. Spuneți-mi, în ce paradigmă actuală mai puteți vedea un copil de 10 ani învățând împreună cu un adult de 70, ca să nu-i spun bătrân, cine știe, poate vede filmul, da? Exact același subiect și exact prin aceleași metode. A treia observație este exact formatul pe care îl avem astăzi aici. Suntem experimentați? Suntem. Avem lucruri de spus? Avem, domnilor. Acum vorbesc cu cei de la, din panel. Dar credeți că există măcar un gând, măcar o idee pe care s-o fi emis vreunul dintre noi și pe care să nu știe măcar unul dintre voi? Credeți că e posibil? Dați și voi din cap. Da, nu, da. Da? Mai mult decât atât, credeți că este posibil ca voi să aveți vreo idee, vreo cunoștință, ceva, să știți ceva atât de specific și atât de unic, încât niciunul dintre noi să nu știm acel lucru? Da, e posibil. Păi și atunci de ce vorbim noi și voi ascultați? Dacă limităm cele două entități la entitatea 1 și entitatea 2, entitatea 1 știe mai puține decât entitatea 2, nu poate să uimească toată entitatea, atunci de ce vorbim noi și voi ascultați? Și atunci, când vine vorba de ce cred că se va întâmpla în viitor, legat de modul în care învățați, legat de modul în care învățăm, cred că se vor întâmpla următoarele lucruri. Dispare ăla. Eu. Nu mai are sens. Voi știți mult mai multe lucruri decât mine. De ce aș avea eu aroganța de a vorbi? Ceea ce vă lipsește pentru a mă face pe mine să dispar sunt două lucruri. Unu, să vă conectați între voi. Și doi, să fiți dispuși să șeruiți, exact cum fac copiii noștri. Sunt lucruri prezente? Da. E neapărat viitorul? Poate. Dar dacă vă conectați și șeruiți, atunci deja ați început să învățați lucruri la care noi nu vă putem duce. Și de-aia îndrăznesc să construiesc și o viziune. Cred că în viitor orice societate, inclusiv România, va avea nevoie de un alt sistem, nu de o reformă a învățământului, ci de un alt sistem, o entitate nouă, pe care am numit-o The Link, între trei piloni. Această entitate ar trebui să fie capabilă să înțeleagă, să cerceteze, să afle prima ce se schimbă în societate. Ar trebui să fie capabilă să gândească, să creeze, să construiască metode noi pe care le-ar accepta societatea pentru învățare. Și trei, ar trebui să fie capabilă să aibă instrumentele, să aibă uneltele necesare
pentru a livra aceste metode către publicul țintă. În mod accidental, ceea ce v-am prezentat este viziunea grupului Trend Consult, firma pe care am înființat-o în urmă cu 15 ani. Dar cred că este o viziune care merită împărtășită cu tot mediul antreprenorial, pentru că dacă nu trăiți o experiență din care să învățați, nu vă conectați și nu share-uiți, dacă nu construim împreună un astfel de the link, proverbul, omul cât trăiește învață, nu va mai fi proverb. Va fi, din păcate, o tristă realitate care va fi transformată probabil în cine nu învață, moare. Sper să lăsați proverbul proverb ca să cred în el și grupul meu să prospere în continuare. Mulțumesc frumos! Ovidiu Toader are 40 de ani și este antreprenor, și peste 10 ani voi spune același lucru, și este antreprenor, coach, consultant în afaceri cu experiență în dezvoltare, profitabilitate, vânzări și negociere. Prima afacere, Minerva.com, a început-o în studenție în anul 1997. Un an mai târziu a început distribuția produselor firme elvețiene franche, cât și a altor firme importante în domeniul accesoriilor pentru mobilă din Germania și Italia, ceea ce a permis dezvoltarea și mai accentuată până în 5,4 milioane de euro în 2008. Pălăria mea îmi spune că în 2009 a vândut afacerea către liderul mondial de feronerie, pe care a condus 5 ani, și după aceea firma a crescut calitatea serviciilor dublându-și vânzările. Pălăria mea îmi spune că urmează Ovidiu Toader! Pentru care antreprenoriatul nu este o magie. Ovidiu, te rog. Iată! Bună ziua! De ce ai luat chestia? Chiar îmi trebuia. Te rog să nu o ascunzi acolo. Chiar vroiam să vă arăt câte minute mai am. Asta vedeai și tu, nu, Dragoș? Asta vedeai și tu când ai făcut prezentarea. Mai am 95 de minute. Aveți răbdare? Pentru că am atât de multe minute, aș vrea să vă rog să vă ridicați în picioare. Nu, doar ei. Și aș vrea să vă rog să rămână în picioare cei care au venit din proprie inițiativă aici, nu au fost trimiși de cineva. Ok. Acum aș vrea să vă rog să vă aplaudați. Eu nu vă țin așa de mult în picioare ca și Dragoș, puteți să vă așezați. Este fantastic faptul că sunteți atât de mulți care ați venit din propria inițiativă și încă o dată felicitări pentru asta. Am o prezentare cu câteva slide-uri. Norocul meu că în slide-uri n-am prea pus text, pentru că de când a început Business Days mi-am schimbat prezentarea de vreo câteva ori. Și ea se numește The Slope sau Pârtia, pentru că atunci când am început să mă gândesc la prezentare, chiar mă aflam undeva pe o pârtie. Aici este fiul meu, Luca, cu care am fost la schi de curând și ne uitam împreună cum arde focul într-un șemineu, într-un restaurant superb, undeva la aproape 2000 de metri altitudine în Austria. Și stând acolo ne-am jucat făcând poze și am făcut și această poză pe care am pus-o pe Facebook și am primit un mesaj de la un prieten: unde este făcută poza asta? Și i-am răspuns: în Austria. Și el mi-a răspuns: mă gândeam eu că nu e în România. Și
m-am gândit ce a vrut să zică, s-o fi uitat la finisaje, s-o fi uitat la ce a vrut să zică. Așteptările noastre sunt ca în România să avem repede ce au și ăia în Austria. Păi locul ăsta în care stăteam noi aici de curând arată așa. Și a arătat așa între 2008 și 2014. Vreți să știți cum a arătat acest loc la început și când a început? Pe acest loc a arătat așa, atenție, așa înseamnă săgeata aia neagră, o vedeți? Nu e cabana mare din față, e aia mică din spate. Și arăta așa în 1968. Când acest domn în vârstă, cel cu pulover albastru sau negru, s-a gândit să transforme cabana de transhumanță pe care o avea acolo, între pârtii, într-un restaurant. Între timp au fost și cei de la Beatles în vizită pe la el. Au fost foarte mulți oameni care au mâncat la el în restaurant și sunt sigur că el nu s-a gândit atunci când a transformat căbănuța aia mică cum va evolua acest business pe care îl vedeți aici, cum a evoluat. Și care a ajuns să arate așa în prezent. Nici eu nu m-am gândit în 1997, când am început să distribui feronerie, făcând un depozit sub pat în cămin, și când am condus timp de un an jumate, în 97 și 98, o mașină care nu avea marșalier, și o împingeam de fiecare dată când trebuia să merg cu spatele, nu m-am gândit că o să ajung la 5,4 milioane de euro cifră de afaceri. Nici prin cap nu mi-a trecut. Și cum spunea cineva mai devreme aici, la un moment dat a venit cineva la mine de la ziarul Adevărul și a zis vreau să vă iau un interviu. Și am zis de ce? Pentru că sunteți antreprenor. Atunci am aflat și eu că sunt antreprenor. Nu m-am trezit într-o dimineață că vreau să mă fac antreprenor. Și m-am trezit după mai mulți ani de muncă că eu, de fapt, eram antreprenor. Ce vreau să vă spun, de fapt, care e mesajul meu pentru voi pe care aș vrea să-l luați și să vă facă să acționați? Apucați-vă de treabă acum. Pentru că doar dacă acționați puteți să transformați o idee într-o afacere care poate să ajungă în câțiva ani la un nivel foarte mare. Și iată cum arată viața relativă a unui antreprenor. Începe, ce tare idee, hai să începem. Nu citești ce urmează. Și după aia începe, nice one. Șampanie, și iar nu citești ce urmează. Și așa mai departe, da? Experiența e foarte sus și jos, sus și jos. Speranța este ca această linie să fie în sus, adică să aspirăm spre o pârtie care urcă, nu care coboară. Dar sunteți de acord că așa arată viața unui antreprenor? Domnilor, și cei din sală care sunteți foarte mulți antreprenori, vă regăsiți în pârtia asta? Da? 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 Aia cu șampania mai ales, da, exact. Încă o dată vă spun felicitări că sunteți aici, că vă interesează să învățați, să evoluați, pentru că după ce începeți, e important să învățați, cum spunea și Adi, în fiecare pas pe care îl faceți și să aplicați în ceea ce faceți. Vă mulțumesc! Călin, ce se întâmplă acum? Antreprenoriatul va rămâne sub zodia impredictibilului. Acesta este titlul următorului discurs, susținut de Radu Crăciun.
Susțin acest discurs pentru a atenționa antreprenorii din România asupra faptului că mediul de afaceri continuă să fie confruntat cu o impredictibilitate crescândă, dată atât de evoluții interne cât și externe. Pe de altă parte, apar noi oportunități permanent. Strategiile de creștere vor trebui de asemenea ajustate în consecință. Despre Radu Crăciun am să vă spun doar că din primăvara anului 2014 a fost ales președinte al Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România, iar în 2015 a fost printre cei care au pus bazele Asociației Administratorilor Independenți. Radu Crăciun! Radu Crăciun! Am ținut cont de ceea ce mi-ai scris acolo în sugestii și n-am spus nimic despre BCR. Okay, nimic nu spun. Mulțumesc, mulțumesc. Deci, vă rog să observați că nu-mi propun să vă ridic în picioare, ci îmi propun să stau jos așa cum stați și voi. Sper că deja v-am câștigat simpatia. Antreprenoriatul va rămâne sub zodia impredictibilului. Cred că în clipa asta toți gândiți, sper că tipul ăsta să spună și ceva ce nu știm. De ce m-am așezat totuși pe scaun, vă întrebați? Ar trebui să rămânim asta. Pentru că folosind criteriul lui Dragoș, sunt singurul de pe scenă care nu este antreprenor, deci m-am așezat. Văd că sala a rămas plină în continuare, așa că am curaj să continui. De ce sunt totuși aici? Pentru că ceea ce fac eu este un lucru pe care cred că ar trebui să-l faceți și voi din când în când, și anume să vă urcați așa într-un elicopter, metaforic vorbind, și să vă uitați cât puteți de departe ce se întâmplă în jurul vostru, ce se întâmplă în jurul afacerii pe care o aveți de mai mult vreme sau de mai puțină vreme. Și cred că dincolo de pasiunea pe care o aveți în ceea ce faceți, dincolo de treburile zilnice, încasări, facturi, plăți în bancă, vânarea de clienți și așa mai departe, este bine din când în când să trageți aer în piept, să vă așezați într-un scaun și să încercați să înțelegeți mai mult din ceea ce se întâmplă în jurul vostru și care este direcția în care se mișcă lucrurile. Asta am să încerc să fac eu aici. Nu am răspunsuri. Am foarte multe întrebări și sunt genul de întrebări pe care cred că e bine să vi le puneți și voi și după aceea să încercați să răspundeți la ele. Unde ne aflăm dacă ne uităm din elicopter în momentul de față? În momentul de față România se află într-o situație economică foarte bună. Deci avem o creștere economică foarte bună. Vânzările cu amănuntul cresc cu 7%. Mulți mă aștept să și simțiți chestia asta din fericire pe propria piele. Deci lucrurile merg bine, mai mult decât atât. Veștile bune sunt că și în 2016 ar trebui să meargă cel puțin la fel de bine, dacă nu mai bine. Toate acest program de scădere de impozite ar trebui ca să ducă la stimularea consumului în continuare. Oamenii au mai mulți bani ca să cumpere lucruri, să cumpere servicii. Mai mult decât atât, creditul de consum și el este în creștere. Deci cine nu are bani poate să se împrumute să cumpere ceea ce își dorește. Marea întrebare este însă ce se va întâmpla dincolo de 2016, ce se va întâmpla în 2017, ce se va întâmpla în 2018. Toate aceste creșteri spectaculoase vor rămâne sau vom asista la ceea ce a fost, din păcate, tradițional în România, și anume o evoluție de tip 2 pași înainte, 1 înapoi. Pentru că de multe ori ne-am îmbătat cu apă rece, am plutit pe valul unei creșteri economice nemaipomenite, campioana Europei, pentru ca ulterior să realizăm că este o evoluție care nu poate dura, pur și simplu pentru că nu avem resurse, pentru că ne-am întins decât mai mult decât ne era plapum, și așa mai departe. Deci, o primă sugestie sau întrebare pe care v-aș invita să vă puneți este: un plan de afaceri
bazat doar pe evoluțiile 2015-2016 este corect? Sau, de fapt, ar trebui ca să aveți un plan de afaceri făcut pe următorii 3-4 ani și care să nu extrapoleze evoluțiile din momentul de față? Pentru că evoluțiile din momentul de față, din punctul meu de vedere, sunt mult prea bune ca să poată să continue în același ritm. Asta nu spun că evoluțiile nu vor fi pozitive, ele vor fi pozitive în continuare. Dar ritmul de creștere actual, din punctul meu de vedere, este prea bun ca să fie adevărat. Mai mult decât atâta, o altă idee pe care poate ar trebui să o aveți în vedere, atâta vreme cât avem o volatilitate de acest tip, poate că sistemul de afaceri, modelul de afaceri pe care îl avem, ar trebui să fie unul mai flexibil. Deci unul care să poată prelua creșterile și încetinirile de cerere din piață. Și atunci, nu știu, contracte de muncă cu durată limitată, outsourcing, pot să fie modalități prin care să creșteți flexibilitatea afacerii pe care o aveți. Un alt lucru pe care cred că trebuie să-l spunem este faptul că insularizarea României va continua. Deci în momentul de față, dacă vă uitați la România, veți vedea insule, buzunare de prosperitate excepțională și insule de sărăcie lucie. Lucrurile acestea nu vor dispărea. Și dacă proveniți din zonă de prosperitate, asta este jumătatea plină a paharului, jumătatea goală a paharului este faptul că constatați că deja nu mai găsiți oameni calificați pentru afacerile pe care le aveți. Zonele de prosperitate sunt zone în care șomajul este practic zero. Firmele se luptă pentru a găsi oameni cu calificările de care au nevoie și ca urmare salariile cresc și are loc un bulgăre de zăpadă care alimentează și care creează probleme și împiedică dezvoltarea până la urmă. Și atunci întrebarea este cum faceți ca să profitați de zonele în care oamenii vor să fie angajați, dar nu sunt angajați, în condițiile în care, din păcate, nu aveți infrastructură care să permită acest lucru. Din păcate, trebuie să vă gândiți la astfel, trebuie să vă gândiți la alte soluții. Sunt legat de zona în care operez sau pot să accesez alte zone unde oamenii așteaptă să fie angajați? Și dacă oamenii se așteaptă să fie angajați, întrebarea este, au calificarea necesară? Pentru că aici este o altă problemă cu care cred că vă veți confrunta în continuare, mai ales că schimbarea sistemului educației în România este un proiect pe termen lung. Cum faceți ca oamenii pe care îi găsiți disponibili să îi calificați pentru activitățile de care aveți nevoie? Este vorba pur și simplu de a instrui oamenii, vă permiteți să instruiți oamenii sau trebuie să vă gândiți mai departe decât atât și anume la oameni care poate îi aduceți din străinătate, românii care sunt în afară și care îi aduceți în România sau poate chiar români care trăiesc în alte țări. Deci sunt subiecte pe care trebuie să le gândiți. Și pentru că timpul mi-a expirat, iarăși ca temă de gândire, deși poate unii ori să zâmbească. Știu că nu este un proiect pentru mâine, știu că nu este un proiect pentru poimâine, dar orice proiect mare și interesant se pregătește din timp. Uitându-vă în jur, veți vedea că în momentul de față este pe punctul să ia naștere o piață extrem de interesantă, o piață apropiată de România, o piață care încă nu este competitivă și în care primii veniți vor fi cei mai avantajați. O piață pentru care avem colegi din regiune care se pregătesc. Această piață este Ucraina. Ucraina este o țară care își propune să intre în Uniunea Europeană. Ce a fost acum 10 ani nu va mai fi acolo peste 5 ani. Merită să fiți îndrăzneți, merită ca noi ca români să ne depășim acest complex de margine a Europei și să gândim în termeni internațional și regional. Am să mă opresc aici, reamintindu-vă ideea de la care am plecat. Aveți foarte multe probleme de zi cu zi cu care vă confruntați, dar nu uitați să vă urcați din când în când într-un elicopter și să vedeți cât mai departe de voi. Și în măsura în care vreți ca să înțelegeți mai multe despre acest lucru și vă interesează subiectele economice și evoluțiile economice naționale și internaționale, puteți din când în când să citiți și raducrăciun.ro. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Ieri în program
ar fi trebuit să aibă loc două lansări de carte. Una aparține Danei Ghineț, lansare pe care am făcut-o și în ediția trecută la Cluj, Adevărul despre fondurile nerambursabile din România, o carte pe care merită, nu o văd pe Dana pe aici, pe care merită să o achiziționați. Unde este Dana? Vino, te rog frumos. Avem la dispoziție 10 minute pentru acest, nu? Așa, pe care merită să o achiziționați pentru că Dana a lucrat în acest domeniu și a renunțat. Și atunci, în dorința de a ușura munca celor care își doresc să acceadă la fonduri nerambursabile, am să te rog frumos să spui foarte repede câteva minute despre carte, pentru că avem la dispoziție 7 minute pentru cele două cărți pe care le lansăm, cât înlocuim un public speaker și după aceea o să ne zică ei ceva. Bună ziua! Mulțumesc tare mult, Mihaela! Am să încerc foarte pe scurt să vă recomand să beneficiați de experiența de 11 ani pe care am avut-o în accesarea de fonduri. Sunteți antreprenori, sunteți poate angajați în companii care își doresc să acceseze fonduri. Pentru mulți, fondurile nerambursabile sunt un miraj. Ceea ce se întâmplă în realitate este puțin diferit de ceea ce auziți în mass media. Așa că am pus într-o carte, sintetic, începând de la momentul în care vă gândiți la o posibilă investiție, până la momentul în care se termină un proiect de finanțare, care sunt principalele aspecte pe care să le luați în considerare. Sunt lucruri non-tehnice, pot fi parcurse foarte ușor, astfel că în momentul în care vă decideți să luați în considerare o posibilă finanțare, să știți la ce anume să vă așteptați. Nu este imposibil, pentru că am reușit în 11 ani peste 200 de proiecte, am gestionat peste 100 de milioane de euro împreună cu clienții și am reușit, dar cu foarte multe eforturi, atât din partea noastră ca și consultanți, cât și din partea clienților. Și pentru că în ultima vreme se vorbește foarte mult despre schimbare, acesta este felul meu de a lua atitudine față de ceea ce se întâmplă. Pentru că dacă nu luăm atitudine, lucrurile nu se schimbă. Așa că mi-am încurajat tot timpul clienții să meargă până la capăt în momentul în care consideră că sunt nedreptățiți. Și n-am acceptat prea ușor ceea ce se impune din partea autorităților doar pentru că așa trebuie, fără o bază legală. Cu mare drag, vă stau la dispoziție, vă ajut. Amănunte puteți să găsiți despre Dana și despre carte la stand, standul pe care îl are acolo în față. Da? Eu am să vă citesc foarte, foarte scurt ceva. Ce gust are cerneala de la ștampilă? V-am povestit despre câte ștampile sunt necesare pe dosare, câte hârtie este consumată pe tot parcursul scrierii și implementării proiectelor, astfel încât nu puteam să ratez detaliile cu privire la cum se verifică hârtiile, dacă sunt originale și nu copii color. Vizita pe teren ne dă indicii clare că documentele se ling la propriu, deoarece doar așa se poate identifica faptul că ștampilele sunt originale sau nu. Obținem fonduri cu multă greutate, merită sau nu, este alegerea dumneavoastră. Mulțumim, Dana Ghineț, mulțumesc confesiunile unui fost consultant, Adevărul despre fondurile nerespunsabile în România. Cealaltă carte îi aparține lui Adrian Cioroianu. Vând orice, oricând, oricui, ce contează cu adevărat în vânzări? B2B. Despre Adrian Cioroianu nu vă pot spune decât că diferența dintre el și istoricul Adrian Cioroianu este de un singur L. Unul este Adrian Mihai Cioroianu, celălalt este Adrian Mihail Cioroianu. Prefața i-a fost scrisă de către Adrian Cioroianu, istoricul. Am scris câte ceva aici despre ce aș putea eu să citesc despre cartea ta. Las la latitudinea voastră să achiziționați cartea și să vedeți ce a scris în prefață istoricul Adrian Cioroianu, iar pe tine să spui câteva cuvinte despre cartea pe care ai scris-o. Entuziast, dinamic și în timp. Ok, mulțumesc frumos. Mulțumesc. Aia cu timpul e importantă. Să știți că și pe istoric îl cheamă Mihai, așa că a fost o înțelegere între noi doi să ne diferențieze cititorii, ca eu să scriu Adrian M. Cioroianu și el să fie Adrian Cioroianu. Oricum, eu nu mă gândesc să scriu foarte multe cărți, așa că las pe el să continue chestia asta.
De ce să citiți această carte? Păi, în primul rând, titlul este un pic piaristic. Vând orice, oricând, oricui. Dar am ales un titlu care vine în concordanță cu titlurile din biblioteca mea. Am foarte multe cărți de vânzări care sunt scrise de străini. Și din păcate, nu toate lucrurile de acolo se aplică pe piața din România. Și atunci am zis, e momentul să scriu o carte, sunt puține cărți de vânzări scrise de autori români, în care să pun lucruri concrete și practice cu care eu m-am lovit în cei 15 ani de vânzări. De când am plecat făcând vânzări pentru o asociație studențească și mergeam cu o dubă plină de porumb pentru că nu aveam bani de transport și mergeam să facem fundraising și până la întâlniri cu ministrul educației pentru proiecte mari. Acum, subtitlul acestei cărți este ce contează cu adevărat în vânzările B2B, business to business. Și am ales acest subiect pentru că vreau odată pentru întotdeauna ca vânzătorii profesioniști să aibă o abordare structurată a procesului de vânzare. Așa că în carte iau procesul de vânzare, îl desfac pe etape și pun acolo lucruri practice pe care eu le-am aplicat. De ce să mai citiți această carte? Pentru prefața scrisă de Adrian Cioroianu, istoricu, și pentru postfața scrisă de Sebi Burcaș. Doi oameni dragi mie pe care i-am ales să apară aici în această carte. Și nu în ultimul rând, am un capitol pe care l-am numit așa pompos, Conversații cruciale. Deși nu am pretenția că sunt Pleșu sau Liceanu, dar am invitat prieteni de-ai mei care lucrează în vânzări, pe diferite poziții, în diferite industrii, să-mi răspundă la trei întrebări. Care sunt calitățile pe care le apreciază la un vânzător bun? Care ar fi un sfat pentru un vânzător aflat la început de drum? Și o poveste de vânzări a lor, personală. Este incredibil ce povești au putut să-mi trimită. Cred că eu cred că aceste povești le vor descoperi cititorii, adică dumneavoastră, cei care veți achiziționa cartea vând orice, oricând, oricui, ce contează cu adevărat în vânzările B2B, în pauza de după cele două conferințe. Mie mi-a plăcut bine, toată este spectaculoasă pentru că se bazează pe poveste și tot discursul, toată cartea care are poveste e de reținut. Negocierea pentru succes. Atunci când încep un curs de negociere, am o poveste favorită. De exemplu, cea cu câinele care poate alerga pe apă. Un om avea cel mai bun câine de vânătoare din lume. Era singurul câine de vânătoare capabil să alerge pe apă. Și omul nostru, mândru de câinele lui, și-a chemat un prieten să vadă minunea. Și săracul câine a alergat de dimineața până seara pe apă, iar prietenul nu spunea nimic. La un moment dat, omul nostru, un pic frustrat, l-a întrebat: "Cum adică? Nu ai nimic ciudat? Nu vezi nimic ceva deosebit la câinele meu?" "Ba da. Am observat că nu știe să noade," a replicat prietenul lui. Deci perspectiva contează. Vom afla care este perspectiva lui Adrian M. Cioroianu despre vânzări în România citind această carte. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Am ajuns în finalul celei de-a patra conferințe. Mihail Stănescu este fondatorul companiei Raw Coach, prima companie care furnizează servicii exclusive de coaching în România și are la activ peste ore de executiv și business coaching. În ultimii 10 ani a implementat proiecte de dezvoltare organizațională prin coaching cu peste 100 de companii private din România și sud-estul Europei, Austria, Grecia, Ungaria, Bulgaria. Este membru a multor asociații și federații internaționale de coaching și ce mi-a plăcut cel mai mult este titlul. Se numește De ce sunteți minunați? De ce sunteți minunați? Cu Mihail Stănescu. Ai văzut? Nu, da, stai, deci trebuie să-ți mai spun ceva. Ai văzut care este povestea pe care am ales-o în momentul în care am citit din cartea lui Adrian? Da, mulțumesc. Câine, vânătoare, vișla, ravi. Da. Coach of the Year, Mihail Stănescu. Bună ziua. Vă e foame? Da. Vă ridicați în picioare? Bine, m-am gândit aseară să vă spun de ce cred eu că sunteți așa de minunați. Și ca să leg ce vreau să spun cu ce au vorbit preastimații colegi, mai adaug un
pic de piper și zic din punct de vedere business. Dar pentru asta am nevoie de dumneavoastră într-o etapă așa scurtă. Cine e de acord să ridice mâna, nu vă ridicați în picioare, să ridice mâna, cine e de acord cu afirmația aia, cu problemele nu se rezolvă la nivelul de conștiință la care au apărut? Cine e de acord cu asta? Cine o cunoaște în primul rând? A zis-o Einstein. Dacă avem o problemă, nu se rezolvă la nivelul minții. Mulțumesc frumos. E trist că e așa. Pentru că o să am o sarcină foarte dificilă să vă dovedesc că sunteți minunați. Doi la mână, mai am nevoie de ajutor. Spuneți după mine, mă auziți, o să spun patru cuvinte, vă rog să le repetați. Sarcină, proces, sistem, biologie, biologic. Sarcină, proces, sistem, biologie. Da? Vă mulțumesc, să le țineți minte toată viața. Vă rog eu frumos că o să vă ajute. De ce? Eu sunt un om care lucrez cu oameni din București, sectorul agricol, vă rog lăsați telefon. Sectorul agricol Ilfov, Ploiești, Brașov, Sibiu, Cluj, Timișoara, Oradea, Paris, Londra, Bruxelles, Abu Dhabi, Shanghai, Viena, Berlin, München, etc., etc. Deci din România. Acum 15 ani am deschis piața de coaching. Cred că mă pricep la oameni, nu fac decât coaching, nu mă interesează altceva. Da? Mă pricep foarte, cred eu că mă pricep foarte bine la oameni și sunt mulți oameni în această sală care pot certifica asta. Ce fac eu este să trag potențialul din oameni, adică cea mai frumoasă parte pe care nu ați folosit-o încă din dumneavoastră, o scol la suprafață și o pun la acțiune. Revin. Cum am zis, sarcina, proces, sistem, biologic. Marea majoritate a oamenilor care vin la mine, cum ziceam și ieri într-o mini-conferință aici, vin cu o problemă. E normal, te duci la coach cu o problemă. Când n-ai probleme, nu te duci la coach. Ceea ce e complet fals, dar mă rog. Și de obicei, problema este că încearcă să rezolve o problemă cu aceeași gândire pe care a creat problema. Pe care a creat-o, și-au creat-o singuri de cele mai multe ori. Adică, când ai o problemă de tip task, aveți to-do list. Cine are to-do list în fiecare zi? Perfect, sunteți la primul nivel. Da? Primul nivel era sarcină. Avem sarcină de făcut, nu sarcină în sensul de... Așa, da? To-do list. Dacă facem de suficient ori un lucru, ne dăm seama că suntem într-un proces de sarcini. Adică să leagă între ele și ajungem la niște rezultate, da? Dacă ne gândim mai departe, deja ajungem în alte direcții. Dar cei mai mulți oameni vin la mine cu o problemă de tip sarcină sau proces și se așteaptă, ăia care vin cu o problemă de tip sarcină, se așteaptă să le zic ce să facă, evident, schimbă sarcina, schimbă task-ul, fă altfel. Ăia care vin cu o problemă de proces, să așteaptă să fiu consultant și să fiu redesign de proces. Stai frate că iau-o pe așa, uite că știm statistica care spune că firmele din America de Sud, în America de Nord și chiar din Europa au făcut așa. Six Sigma, Seven Sigma, Eight Sigma. Da? Așa. Și după aia începe Marele Necunoscut. Marele Necunoscut care spune că a gândi într-un sistem este o pasăre atât de rară în antreprenoriatul românesc, încât aproape nici nu există. Răspunsul la întrebarea de ce nu avem business-uri, răspunsul meu ca și coach, la întrebarea de ce nu avem business-uri multinaționale, este, românești, este simplă. Simplu. Nimeni nu gândește în termen de sistem în business-ul antreprenorial. Au ajuns până la proces. Pe când mari antreprenori nu fac nicio mișcare până nu se tează un sistem. Nu, e o discuție. Acum, și cu asta o să închei, cât mai am? Un minut, perfect. Răspunsul meu despre cum sunteți extraordinari este așa. Ca ființe umane, ați depășit din prima secundă de viață stadiul de gândire de sistem. Suntem toți vii. Și din cauza asta, omul,
este mult, mult, mult mai important decât orice business va exista pe pământul ăsta. Pentru că e mai complex, pentru că proastă producă mult mai multă pus valoare decât orice tip de interfață business, pentru că. Și de-aia vă mulțumesc că m-ați ascultat și eu chiar cred că sunteți extraordinari. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu!